bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Dialog 100%, o ediție cu siguranță specială. Mă bucur că astăzi avem ocazia ca în sala de concert Ion Baciu, a Filarmonicii Paul Constantinescu din Ploiești, să stăm de vorbă cu maestrul Ilarion Ionescu Galați. Bună seara și ne bucurăm că v-ați făcut timp pentru... Vă mulțumesc eu foarte mult, este o inițiativă extraordinară la televiziunii de a pune în valoare atât instituția, cât și fenomenul cultural care are atât de multă nevoie de sprijinul dumneavoastră. Noi vă mulțumim încă o dată pentru că v-ați făcut timp. Știm că sunteți înaintea unui concert cu totul și cu totul special, mai ales că veți avea fața dumneavoastră și pe fiul dumneavoastră, un apreciat violonist. E un concert eveniment și pentru familia Ionescu Galați, dar și pentru publicul ploieștean, care fiecare dată când se întâlnește cu domnia voastră. Aș vrea să profit de timpul pe care l-am la dispoziție pentru a afla mai multe despre Ilarion Ionescu Galați. Sigur că se știu o mulțime de lucruri, se știu performanțele pe care le-ați înregistrat de-a lungul timpului, știu foarte mulți despre locurile în care ați cântat, despre marile orchestre pe care le-ați dirijat, despre ceea ce ați făcut la Ploiești, despre ceea ce ați făcut la Brașov și multe lucruri din lumea asta, pentru că ați dirijat de la Sankt Petersburg și Moscova până în Statele Unite și din Japonia până în Suedia, cred că sunt puține locuri unde n-ați ajuns și unde nu v-ați întâlnit cu publicul iubitor de muzică de calitate. Aș vrea să aflăm chiar mai multe despre dumneavoastră. Știu că primul profesor a fost chiar tatăl dumneavoastră și a fost un profesor foarte sever și foarte talentat în același timp. Întâi vreau să vă spun că mă bucură faptul că știți atâtea lucruri despre mine. Sigur că despre începuturile vieții mele, contactul meu cu muzica, o să pot spune foarte multe lucruri. Am început pe la 3-a jumătate cu tata, care era un muzician amator, profesor de contabilitate, dar știa să cânte la vioară, la pian, cânta în gură, cânta la chitară, că și eu cânt la chitară. Știți că și mi-a dat și mie instrumentul ăsta și pe la 3 ani și jumătate am știut că să fac... Știu multă lume în timpul concertelor, luând chitara, da. V-am cântat și aici, am cântat și aici cu chitară, da. De multe ori acompaniat și pe copilul meu. Da, și la 3 ani și jumătate am început partea teoretică a muzicii, ceea ce este foarte important. Mai în joacă, mai cu ciocolată, mai cu bomboane, mai cu abțibilde, cum era pe timpul ăla, cu fotografii, cu poze, cu tot felul de metode pentru copii, ceea ce face ca un copil să se apropie cu dragoste și cu mare curiozitate de sunet. Și dezvoltarea în mintea copilului și în urechea copilului a sunetului este o treabă extrem de importantă, pentru că sunetul, așa cum știți și dumneavoastră, cum știe toată lumea, sunetul nu are numai înălțime și durată. El are și temperatură. Sunetul are și culoare. În momentul când gândești sunetul în culori, atunci devine alt pentru să... Ați fost comparat cu un pictor. Da. De către cronicarii de specialitate. Dar sigur că în momentul în care, prin educație, încep să gândești sunetul culoare, cu textură, miros, un sunet cu miros închis, miros mai deschis, o culoare mai deschisă, sigur că nu poți să faci diferența între un roz și un bleu, dar poți să faci roz între un roșu și un roz, sau într-un maron închis și un gri deschis și așa mai departe. O mulțime de nuanțe care... Da. De asta muzica, vedeți dumneavoastră, muzica franțuzească este plină de culori și așa cum pictura franțuzească este atât de delicată și de rafinată, și muzica franțuzească dispune de aceste rafinamente. Deci am început muzica cu tata la vârsta de 3 ani jumătate și la 5 am început vioara. Ei, încet, încet am apropiat de școala de muzică care s-a ființat în 49, când eram în clasa 5-a. Și de atunci am împreună cu profesorul meu, marele profesor George Manoliu, care m-a crescut din punct de vedere violonistic și nu numai violonistic. Era un exemplu de om cu O mare și de pedagog, la bază fiind și o licență în drept și o licență în vioară la Paris, ceea ce era un lucru foarte important. Pe timpul ăla, profesorii erau în
să las cu cel puțin câte două licențe, toți profesorii care am avut atunci erau ba doctori în filozofie, ba doctori în drept, ba doctori în istorie și muzică respectiv. Și încet, încet am avansat în școala de muzică, conservator, studiile după conservator, studiile în Franța, în America și așa mai departe și am ajuns la 80 de ani. Asta este versiunea pe scurt, cu siguranță, dar vă propun să ne spuneți mai multe. De pildă despre cum ați ajuns în Franța pentru 3 luni și a stat acolo 3 ani devenind... Asta este după ce am terminat conservatorul. În timpul conservatorului s-au întâmplat foarte multe lucruri. Era o generație de atât de profesori cât și de studenți care foarte înzestrați. Dar este important să vă spun un fenomen care s-a întâmplat în 1949, dacă aveți timp. Atunci s-au înființat școlile de muzică, după modelul școlilor rusești, Gnesina, și s-au dat sfoară în țară, domne, școli de muzică, erau conservatoare particulare, și au venit la examenele astea de copii, 10 ani, 8 ani, 11 ani, 12 ani, tot felul de copii, unii mai înzestrați, unii mai puțin dezestați, unii educați, care cântau la instrumente, au venit copii de țărani, care cântau la flaut, la fluier, pardon, care cântau la tulnic, cântau la... înzestrați. Au venit copii de lăutari, copii de țigan lăutari, foarte talentați, extrem de talentați. Și s-au umplut școala de muzică și cu copii de ăștia talentați. Copii talentați la dans. Au venit copii talentați la dans, copii talentați la pictură. Și s-au umplut școala de muzică, la un moment dat erau împreună pictura, muzica și dansul. Au fost așa de mulți copii că s-au despărțit și au făcut în toată țara aceste școli. Și până în 1960-64 școala de muzică românească era renumită în toată Europa. Toată Europa. Și în momentul ăsta, vedeți că în toate orchestrele din Europa și din America, plin de violoniști și de muzicieni români. Ei, am terminat conservatorul cu concursurile care erau pe timpul ăla, cu cântarea României, cu ce era, mă rog, și am ajuns în Franța, mi-a dat Ministerul Culturii, începusem să... Existau însă și alte concursuri, cum ar fi concursul George Enescu, știu că ați câștigat. Da. Am făcut acel și concurs. La concursul Enescu, concursul național Enescu, am luat premiul întâi. Dar la vârsta de 6-7 ani am fost la operă și m-am amorezat de dirijorul care era pe timpul ăla, maestru Jean Bobescu, și am spus lui tata, tata, uite, vreau să fac asta cu băsul, vreau să fac. Am spus, trebuie să înveți întâi vioară, să înveți pian, să înveți aia, să înveți aia, nu e ușor. Și m-am încet, încet am învățat, la început am învățat singur, empiric, așa cum putea să înveți un copil, am învățat cu profesor, cu maestru Elenescu, am învățat cu maestru Mircea Basarab și încet, încet am plecat în Franța, sprijinit de Ministerul Culturii. Maestru Ion Voicu a vorbit cu care eu cântasem ca solist și eram în relații foarte bune, a vorbit la Ministerul Culturii și mi s-a dat o bursă de 3 luni de zile, după aia am mai dat un concurs la Paris și am luat o bursă de 3 ani și mi-am luat licența în dirijatul de orchestră la Paris. În 1968 m-am întors cu licența aici și am luat postul de dirijor la Brașov, de unde am ieșit și la pensie de atunci, eu am avut un singur angajament în România. Numai la Filarmonica din Brașov. Pe care ați transformat într-una dintre cele mai prestigioase din țară. M-a luat Filarmonica din Ploiești, pe care îi iubesc și îi respect pentru toate realizările care le-au făcut. Cunosc Filarmonica din Ploiești de până 1959-60, cum v-am spus adineaur că era aici dirijor maestru Pricope, foarte bun muzicolog și un bun dirijor. După aceea aici au fost dirijori foarte buni, a fost maestru Ion Baciu, care a clădit această filarmonică. După care a venit maestru Andreescu, Horia Andreescu. Au fost o grămadă de muzicieni extraordinari. Filarmonica din Ploiești are, în momentul ăsta, o grămadă de muzicieni extrem de talentați. Extrem de talentați. Și, sigur, sala este foarte bună, este puțin mică pentru capacitatea sonoră, pentru volumul sonor care îl dezvoltă o orchestră cântând o simfonie de Tchaikovsky sau cum e diseară cu tablourile de Mussorgsky, asta, cu
cu trombon, tubă, trompete, trombon, tobeci, cu tot felul de... Sala e puțin mică pentru treaba asta, dar vreau, e bine că o avem și pe asta, bine era dacă era puțin mai lată, dar... Ce ne bucură e faptul că în ultimul timp se dovedește mică și pentru public, adică începe să fie neîncăpătoare. Vreau să spun, apropo de să revenim la momente actuale ale Filarmonii și Filarmonica are un manager talentat prin persoana domnului Mateescu și un director artistic talentată violistă, este șeful de partidă de la violă, care face niște programe interesante. Și sigur că publicul este atras și de calitatea execuțiilor orchestrei și de calitatea programelor. Am spus că pentru executarea unui program cu orchestra sunt necesare patru elemente. Primul este calitatea orchestrei, calitatea dirijorului, dificultatea programului și timpul necesar pentru realizarea, timpul repetițiilor, timpul de repetiții necesar pentru realizarea mesajului artistic, muzical. E o ecuație pe care trebuie să o rezolve de fiecare dată cu succes dirijorul. Nu, și nu numai dirijorul, împreună și orchestra, împreună cu orchestra, că m-am mai spus că relația între dirijor și orchestră întotdeauna trebuie să fie o relație de de frățească, ca orchestra trebuie să aibă în primul rând mare încredere în cei care o conduce. La fel ca și o echipă de fotbal trebuie să aibă încredere în antrenor. Dacă nu, relația nu poate funcționeze. Când vorbim despre artiști, pe de altă parte, fiecare are personalitatea sa și pentru cel care îi coordonează pe toți, sarcina e cu atât mai dificilă, pentru că trebuie să știe cum să negocieze practic cu fiecare dintre aceștia, să-l convingă de justețea solicitării sale și să-l determine să facă exact ceea ce își dorește. Exact, în asta constă încrederea pe care trebuie să aibă orchestra și bunăvoința pe care trebuie să aibă orchestra. Pentru că nu poți să obligi. Asta nu e o chestie de dacă nu tragi la țintă, nu moare dușmanul. Nu se poate chestia asta. Dar aici trebuie să aibă bună voință, trebuie să aibă dragoste, trebuie să aibă muzica ca și dragostea, trebuie făcută cu bună voință, cu afecțiune, cu... Sigur că mai există și momente de tensiune. De tensiune, ori dirijorul trebuie să le evite treaba asta, pentru că lupta cu orchestra nu e bine să faci luptă. Aici nu se poate face luptă, aici se poate face numai colaborare. Colaborare ca între pictorul cu culoarea, cu pensula și cu pânza. Ați fost mulți ani și director la Filarmonica din Brașov. Am fost 20 de ani director la Filarmonica din Brașov și la Istanbul am fost vreo 3, ca să nu mai zicem de Istanbul, deși aș vrea să ne spuneți și cum a fost experiența de acolo, de la Istanbul, dar vreau să vă întreb înainte de asta dacă sunt calități comune managerului, că așa se cheamă directorul acum, și dirijorului. Eu sunt sigur că sunt niște... Dar sunt și niște calități de care au nevoie și unul și celălalt, diplomația, de pildă. Sunt două lucruri complet deosebite. Una este să fii director artistic și în care hotărăști do, re, mi, fa, sol, și program ce cântă orchestra și ce anul ăsta pe cine sărbătorim, pe Schumann, pe Mozart, pe Haydn, pe cine. Și, cum să spun, există o logică în aranjarea unui program și tot din cauza asta e bine ca manageriatul artistic al unei orchestre să întrebe publicul prin niște formulare. Dom'le, ce compozitor, ce piese doriți să ascultați în următoarea stagiune? Ce soliști români, ce soliști străini, ce dirijor român doriți să îi vedeți? Care vă place mai mult? Ăla, Popescu, Ionescu, Niculescu și așa mai departe. Care nu ați vrea să mai vină? Pentru că nu se poate dacă... de unde poate să știe orchestra ce dorește publicul. Noi cântăm pentru public, deci în foarte multe țări publicul este extrem de avizat. Și aici sunt oameni care știu bine de tot muzică. Sunteți foarte iubit de public, de altfel.
și de către cei cu care lucrați, dar și de către public care așteaptă de fiecare dată concertele pe care le dirijați. Asta și pentru că știți să comunicați foarte bine cu cei din sală. E un gest pe care nu-l fac foarte mulți dirijori. Să vă spun ceva. Dom'le, dirijatul nu se învață. Dirijatul se naște. Poți să înveți armonie, poți să înveți contrapunct, poți să înveți solfegiu, poți să înveți să citești o partitură, poți să înveți să dai de mâini. Dar ca să înveți să dirigezi o orchestră și să transmiți mesajul afectiv de la mine către orchestră și de la orchestră către sală, asta nu se învață, trebuie să te naști pentru chestia asta. În meseria asta, dacă nu ești născut, de-aia nu poate oricine să facă meseria asta. Poate oricine să o învețe. Și bine este să învețe. Un copil trebuie să învețe și muzică, și poezie, și să danseze, și să dea cu șutul minge, și să facă și gimnastică, să învețe și istorie, să învețe și literatură, și să învețe să citească, și așa mai departe. Asta se face cultura unui copil. Mă surprinde în momentul ăsta niște idei care au apărut pe la Ministerul Învățământului de suprimare a orelor de istorie, de limba română și așa și mai departe. Și a celor de muzică, între altele. Și muzică și de religie și de așa mai departe, de geografie am auzit și de... Mă surprind lucrurile astea. Sunt oameni care, oricare nu-și dau seama, oricare vor rău acestei țări. E o diferență între publicul din România și cel din Istanbul, între cel din Tokyo și cel din Stockholm, de exemplu? În general, cei care vin la să asculte muzică sunt oameni care le place și oameni care se cam pricep. Dar uitați, de exemplu, că vorbeam adineaori de Londra. Acolo sunt 9 orchestre simfonice. E enorm de mult. Cât locuitori are Londra? Poate să fie 3-4 milioane. Sunt câteva milioane, cu siguranță. Pro 4-5, cât? 4-5 milioane. Istanbul are 14 milioane de locuitori. Și acolo sunt vreo 2-3 orchestre. Și care umplu cam pe săptămână cam vreo 10-12 mii de locuri. Opera, concesiu, dar la 12.000 de locuri, la 12 milioane, este foarte puțin. La Winterthur, unde este un oraș muzical, este o sală de 1.500 de locuri și se umple de 2 ori pe săptămână sau de 3 ori pe săptămână, deci 4.500 de public, de spectatori. Spectatori pe săptămână, la un oraș care are 400.000 de spectatori, de locuitori. De locuitori, da. Vedeți, este o relație. În ceea ce privește la Japonia, Japonia este primul lucru important pentru ei, ca suprastructură, este muzica. Nu pictura, nu arhitectura, cu toate că stau extraordinar de bine cu arhitectura, dar muzica. Clubul de amatori de flaut, de exemplu, are vreo 5-6 mii de membri. Ăștia toți sunt, cel puțin jumătate, sunt amatori de muzică, de concerte simfonice. Acolo sunt cel puțin vreo 7-8 orchestre. Una e Filarmonica din Tokyo, una este NHK Orchestra Radio, una este Tokyo Symphony Orchestra, alta este... Sunt vreo 7-8 orchestre acolo, una mai bună decât alta. De o disciplină extraordinară, atât muzicală cât și fizică, disciplină extraordinară. Japonezii sunt foarte disciplinați. În general, asiaticii sunt foarte disciplinați. Extrem de disciplinați. E o calitate pe care o apreciați? Mai puțin disciplinați suntem noi latinii. Latinii, indiferent că suntem din America de Sud sau că suntem din Europa. Latinii sunt mai talentați, unii sunt foarte talentați, dar mai puțin... Mai puțin prieteni cu disciplina. E o calitate pe care o apreciați la cei cu care lucrați, disciplina? Nu se poate părea asta. Este și disciplina fizică și disciplina muzicală. Dacă, de exemplu, stabilim un element interpretativ astăzi, uite, facem așa, uite aici facem așa, mai tare, mai încet, mai diminuendo, mai facem așa, uite, și mâine se uită. E normal să se uită, dar cât se uită? Poți să uiți 30%, dar nu 80%. Refaci a doua zi. Și iar să mai uită puțin. Mă, de-aia facem câte 5-6 repetiții pentru un concert simfonic. E nevoie de treaba asta. Fiecare cântă bine. Fiecare cântă. Dar nu trebuie să cânti oricum.
Nu, pentru că note, muzica nu e scrisă pe notele care le au în față oamenii. Acolo nu e scris muzica. Acolo e scris ce să cânti, nu cum să cânti. E diferența de la cer la pământ. Ca un actor, un actor care... Care e diferența între un actor care știe scrisoarea a treia pe din afară și altul care știe la știe scrisoarea a treia? Care e diferența dintre ei? Cum rostește replicile pe care? Cum comunică cu publicul? Cum o spui? De unde știi să o spui? O știi să o spui din educație, din instinct, din talentul pe care îl ai, nu? Uite-te-vă la Florin Piersic, ce talentat e, nu? Alții talent, George Braca, și voce extraordinară, când asculți Luceafărul, sau când asculți De ce nu-mi vii, sau când asculți știu eu ce poezii cântate, sau Manolescu, Ion Manolescu, sau alți actori mari pe care îi apreciem. Știu că sunt alții care, care nu-ți transmit nimic. E adevărat, știu că v-a fermecat vocea lui Vraca și pe de altă parte că ați fost pe aceeași scenă cu Florin Piersic, nu? Da, de multe ori suntem și foarte buni prieteni. La un moment dat am vrut să mă las de muzică, plăcându-mi atât de mult vocea lui Vraca, am învățat Blai cu Vodă, de Alexandru Davila, am învățat-o pe din afară și o știu pe din afară. Era acolo o poezie, era acolo în actul 4, un tatăl nostru când trebuia să-l omoare, erau pus la cale un asasinat de către doamna Clara, era pus, și trebuia să vină să-l omoare pe Vodă și Vodă știa, afla de chestia asta și punea o poezie de tatăl nostru ce din cerul ce privești cu bunătate, sufletul pătruns să evea de cerească ta dreptate, dacă în cumpană de față în ispita îngăduț și pe legii păși al țării, pe al meu, și mai departe. O poezie care o spunea Vraca extraordinar de frumos. Și l-am văzut spectacolul ăsta de și puțin de 25 de ori și am zis, mă fac și eu actor. Bineînțeles că n-am avut talent la chestia asta și am fost așa, ca ala care se apucă de pescuit și nu prinde pește. Ce să faci? Asta e situația. Și se duce și cumpără de la magazine. Cumpără de la magazine. Păi sunt două feluri de pescari. Pescari care cumpără pește și pescari care vorbesc despre pește. Mai puțin aia care prind. Pasiunea pentru teatru și pentru artă în general a rămas oricum. Sunt convins. Păi eu am avut în familie, eu am fost însurat de două ori. De două ori am fost însurat cu fete de actori. Prima mea soție, care Dumnezeu să ierte, s-a prăbădit, Ruxandra Sireteanu, care a murit acum un an și jumătate, fata unui mare actor de teatru, Nicolae Sireteanu, mare actor. Iar a doua soție, care, păcate și asta, a prăbădit acum 10-11 ani, mama lui Florin, a fost fata unui mare actor de la Teatru Național, Constantin Bărbulescu, care a jucat mult la Ploiești, pe timpul când era... aici director Marcel Angelescu. Eu eram mai tânăr și dumneavoastră era copil. Și aici se pusese în scenă aici Alexandru Ion Cuza, piesa de teatru, iar socrul meu juca pe Cuza Vodă. Am avut relații apropiate cu actorii și cu actrițele. Mă înțelegi, Matale? Da. Asta este... Despre public am vorbit, ne-ați explicat cum diferă publicul de la o țară la alta, dar orchestrele și muzicienii cu care ați lucrat... Orchestrele sunt unele mai răbdătoare, unele mai puțin răbdătoare, unele mai... ceea ce este un neajuns la orchestre este atunci când calitatea muzicienilor, pentru că fiecare muzician are calitatea lui, atunci când sunt inegale. Atunci când... Când aveți un instrumentist senzațional și un altul mediocru, nu? Un muzician este bun, altul este foarte bun, altul este mai puțin bun, altul este de nota 7, altul este de nota 9 și trebuie să îi uniformizezi. În momentul când o orchestră este de asta în străinătate, unde sunt foarte mulți... unde concurența este mare, atunci când ai un post de violoniști la orchestră, vin 250. Sau un post de flaut, vin 150. Și atunci din 150, clar că alegi. Și alegi pe cel care se potrivește exact... Îl alegi după mai multe criterii. Nu numai criteriul muzical, este și criteriul educațional. Este și criteriul... criteriul uman. Filarmonica din Berlin, care
a fost condusă de un mare dirijor care, sigur, dumneavoastră, toată lumea știe, de Herbert von Karajan, și care nu primea fete, nu femei în orchestră. Avea el ideea asta fixă. Cu toate că unul din marii mei profesori care am avut în America, Leopold Tokovski, spunea, măi, Ilarion, orchestra cu femei sună mai bine decât orchestra cu bărbați. Sunetul femeilor pe instrumente este mai dulce decât sunetul bărbaților. Mă rog, asta era ideea lui. Mai cu seamă că el a fost și un mare iubitor al sexului frumos. El a fost marele prieten al lui Greta Garbo. Ea a fost în relații de mare afecțiune cu Greta Garbo, mare actriță suedeză care a jucat în enorm de multe filme și pe care am văzut-o și eu când eram student în America. Era foarte bătână, avea și ochelari mari, ieșea pe stradă foarte rar. În fine, sigur că deci asta este, sunt unele orchestre mai performante, alții mai puțin mai performante. Da, că dirijorul trebuie să facă programul în așa fel încât să un program pe posibilitățile orchestrei. La noi, de exemplu, noi avem o penurie de muzicieni în România, o penurie de studenți. De exemplu, nu sunt studenți suficient la corn, la trompetă, la trombon, la tubă, la vioară, la violoncel, nu sunt studenți suficienți. Vedeți? Asta este problema. Ați menționat disciplina ca una dintre calitățile esențiale pentru un muzician, nu și suficientă, evident. Ce altceva le mai cereți celor cu care lucrați? Cum să fie? Să aibă pasiune, să pună pasiune în ceea ce fac, să-și dorească foarte mult, că ați menționat și lucrul acesta, că da, e nevoie de voință, în primul rând. Ca relația între instrument, om, știma care o are în față și muzică să fie cea care trebuie. Nu se poate impune. Trebuie să cânți extraordinar sau să cânți foarte bine. E o chestie de bunăvoință, exact cum să spun, cum te apropii de... Și când te uiți la un tablou, poți să te uiți cu gândul că îți place tabloul sau că nu-ți va place. Sau dacă spui pe urmă de ce îmi place sau de ce nu-mi place și așa mai departe. Da, e o meserie complicată. Bine ar fi ca publicul să vadă cum se construiește un concert. Exact ca o construcție. Începe de la temelie și da, la fundația și apoi la înalță pereții. Repetiția generală aproape de foarte bine, că la perfecțiune nu s-a ajuns niciodată. Mi-ați anticipat o întrebare. Eram curios dacă sunt momente când la ultima repetiție spuneți e totul perfect. Nu cred că sunteți mulțumit niciodată. Niciodată nu, adică nu poate să fie perfect. Încă vă mai gândiți la un detaliu care trebuie pus la punct. Din ce în ce, de exemplu, o partitură pe care, de exemplu, ce dirigez eu astăzi seara, tablourile de Mussorgsky, asta de care e orchestrată de Maurice Ravel și care a câștigat prin... Despre ce e vorba? Este vorba de niște tablouri a unui pictor de mâna a doua care îl chema Hartmann, un pictor rus, și care a făcut niște tablouri. Care, tablouri neapreciate la vremea respectivă, dar Mussorgsky, acest mare compozitor, a făcut piesa respectivă inspirându-se din tablouri, probabil că erau prieteni. Și a făcut această piesă pentru pian, tablouul respectiv. Fiecare cu subiectul lui. Ravel a orchestrat, deci pentru piesa scrisă pentru pian, el a orchestrat-o pentru orchestră simfonică și a câștigat enorm piesa. Este mai mult cântată de orchestra simfonică decât pentru pian. Apropo, de ce vreau să vă spun treaba asta? Începusem să vă spun de piesa respectivă. Așa, piesa respectivă. E o piesă pe care am dirijat-o cu enorm de multe orchestre. Am dirijat-o și cu orchestre rusești, am dirijat-o și cu orchestre franțuzești, am dirijat-o și cu orchestre americane. Și cu orchestra din Basel, orchestra din Elveția. E fiecare orchestră are temperamentul ei și felul ei de a se exprima. Niciodată nu o să semene o să aibă numitor comun interpretările respective, dar nu o să fie la fel niciodată. Niciodată nu poți să faci, dacă dirigești și astăzi, și mâine, și poimâine aceeași piesă, nu o să fie la fel. La fel ca la teatru, de fiecare spectacol este e altceva. Un. Este altceva. Altă dispoziție ai ca actor, altă dispoziție ca muzician de orchestră, altă dispoziție ca dirijor. Din trei concerte, unul poate să fie bun și două, mai nu proaste, dar mai puțin bune.
Iar dirijorul știe că... Păi dirijorul, tu ca dirijor, nu ești mulțumit. De exemplu, dacă o să mă întrebați câte concerte am fost eu mulțumit în viața mea, dacă sunt vreo 25 din mii de concerte care le-am făcut. Nu? Se poate întâmpla ca să-ți rămână sufletul la câte un concert. Niciodată nu poți să știi cum va ieși concertul de seară. Să vii mâncat, să te culci după masă, să bei o par de vin, să nu... Să faci gimnastică înainte de concert, bei un ceai, niciodată n-ai să știi. În momentul când ești pe podium, atunci ai relația între orchestră, care este instrumentul tău, este singurul instrument cu suflet. Orchestra este un instrument cu suflet, care are suflet, care respiră, care te iubește sau care te adoră sau care nu te iubește sau care nu te adoră sau care te respinge de multe ori. Simțiți, în schimb, și publicul în spate, la concerte? De fiecare dată. De fiecare dată. Dirijorul trebuie să transmită în față și în spate. La fel ca și solistul. Și solistul la fel. Aveți compozitori preferați? Aveți, da. Aveți lucrări pe care le iubiți? Dar și cum pe care orice dirijor are. Orice dirijor, la fel cum fiecare om are și culoarea preferată, și felul de mâncare preferat, și tablourile te preferate, așa și fiecare dirijor are compozitori pe care îi iubește, sunt mai aproape de temperamentul lui. De fapt, eu n-am dirijat simfonii de Mahler, de exemplu. Pentru că întâi n-am avut o orchestră mare în România. Sunt foarte puține orchestre care poate să facă simfonii de Mahler, chiar și Bruckner. Am deja mai multe programe romantice, Brahms, Strauss, Tchaikovsky, Strauss-Richard, vreau să spun. Da, Beethoven, am deja mult Mozart, mi-a plăcut și deja și Bach. Și, da, sunt compozitori care... Nu m-am apropiat de ei foarte mult, îi știu. De exemplu, Haydn a scris 104 simfonii. E din 104 simfonii, eu dacă am dirijat 10, 15, n-am putut dirijez pe toate. Nu? Beethoven a dirijat toate simfonii, deci din simfonii de Tchaikovsky a scris 6 simfonii. Să cânte ultimele 3. Destul nu să cântă, din cauza că sunt mai puțin apreciate. La fel cum, de exemplu, cele 3 sonate pentru vioară de George Enescu, care a fost absolutamente genial și compozitor și muzician și profesor și interpret, cânta tot atât de bine și la vioară și la pian. Cred că lumea știe că în 1946 George Enescu a făcut un turneu la Moscova unde a interpretat pentru prima dată concertul de Hachaturian, compozitor rus, nu? El, la vârsta de 60 de ani aproape, a interpretat concertul de Hachaturian. A făcut și un recital, Enescu la pian și David Doisar la vioară. Cânta tot atât de bine și la vioară ca și la pian. Dar vorbeam de cele 3 sonate pentru vioară și pian de Enescu. Sonata întâi nu se cântă. Foarte frumoasă, dar este mai puțin personalitatea Enescu. Este un opus de încercări mai mult. Da? El declară că mai mult în sonata a doua s-a definit ca compozitor. A doua și a treia. L-ați menționat pe Enescu, dar eu mi-amintesc și cred că nu mă înșel că ați cântat ca solist sub bagheta lui Paul Constantinescu? Nu. Am cântat piese de Paul Constantinescu. Sau piesele lui Paul Constantinescu. Și am cântat, știu la ce vă referiți, cu Paul Constantinescu, compozitor ploieștean. Mare compozitor și un... Și care au compus o lucrare dedicată orașului. Profesor extraordinar. Sigur că vă felicit că știți așa de multe lucruri. Și una dintre lucrările importante din opusurile lui Paul Constantinescu este concertul pentru orchestră de coarde, care la început a fost quartet și pe urmă s-a făcut concert și care l-am dirijat în toată lumea, inclusiv cu la New York. L-am dirijat la New York. Am luat și premiul discului cu el și l-am dirijat în toată Europa și cu filarmonica din Leningrad pe timpul ăla, astăzi Sankt Petersburg, da. Paul Constantinescu, un mare compozitor, nu mai spun de muzica de operă, Noaptea Furtunoasă, care este o capodoperă. Din păcate, muzica, din păcate, s-a făcut o mare greșeală.
Nu știu cine era ministrul culturii pe timpul ăla, dar s-au aruncat orchestrele, le-a aruncat, sau instituțiile culturale, le-au aruncat Ministerul Culturii, le-a aruncat pe seama primăriilor. Primăria conduce și filarmonica, și teatrul, și Ministerul Culturii nu mai are nicio responsabilitate. Dar cum e asta? Ministerul Culturii este Ministerul Culturii Bucureștiului sau Ministerul Învățământului este Ministerul Învățământului Bucureștiului sau Ministerul Sănătății este Ministerul Bucureștiului, Ministerul României. Așa că trebuie să aibă, trebuie să existe un program o strategie, da. De o strategie, exact, ăsta e cuvântul. O strategie a ce muzică românească se cântă, care sunt Uniunea Compozitorilor, care sunt compozitorii de buni, care sunt așa compozitori. Și eu pot să vă fac compozitor și dumneavoastră pot să fii compozitor sau altul. Asta nu înseamnă că suntem compozitori. Nu, nu înseamnă că ești un foarte bun muzician și un foarte bun compozitor. Nu. Nu întotdeauna compozitorii au fost și mari interpreți. Unii au fost. Deci, cum a fost Rachmaninov, cum a fost Paganini, Schumann, ăștia au fost și mari instrumentiști și mari compozitori. Faceți parte din aceea categorie a dirijorilor care și știu să cânte la multe instrumente și le cunosc foarte bine. Astfel nu se poate să nu știi anatomia orchestrii ca dirijor. Când eram student în Franța, eram obligat să știm să cântăm la fiecare instrument, să știm să cântăm o gamă. Prost, dar să știi cum funcționează instrumentul respectiv. Să știi cum funcționează toba, să știi cum funcționează tuba, să știi cum funcționează clarinetul, cum să suflă în el. Sigur, vioară, violoncel, asta știam eu că am fost violonist, dar instrumentele de suflat, instrumentele de percuție, să știi cum să obții instrumentele, ce trebuie să ceri. Și de-aia trebuie să... Nu se poate un medic să nu știe anatomie. Nu se poate un dirijor să nu știe anatomia orchestrei. Enorm de important este chestia asta. Când cântați alături de fiul dumneavoastră pe scenă, aveți emoții mai mari decât de obicei? Sigur, e firesc. Asta presupunând că aveți emoții de fiecare dată și mi-ați mărturisit înainte de emisiune că aveți emoții la concerte. Și este și elevul meu. Eu l-am învățat să cânte la vioară. Sigur că e emoția firească a momentul respectiv, dar este și o plăcere și mai cu seamă că el cântă foarte bine, așa cum știți. Sperăm ca diseară să fie un concert interesant și care să placă publicului. Sunteți cetățean de onoare al mai multor orașe din țară și nu numai. Știu că și peste hotare ați fost distins cu astfel de titluri. Sunteți cetățean de onoare al Ploieștiului, al Brașovului, da? Târgu Mureș. Al Târgu Mureșului. La Istanbul mi-a făcut și ce înseamnă pentru dumneavoastră titlurile astea? Sunt importante? Sigur că sunt importante, că când mor mai lași câte o decorație, câte o diplomă. Dar, sigur, este o apreciere pe care o face un oraș, o primărie, o țară, sigur, sunt lucruri importante. Și decorațiile care le primești, și, sigur, sunt importante. Dar cât, mă rog, nu ne gândim la treburile astea niciodată. Uite, niciodată nu m-am gândit la treaba asta. Vi s-a propus să rămâneți în Statele Unite cu mulți ani în urmă și n-ați făcut-o. A stat puțin pe gânduri și până la urmă ați renunțat la idee, v-ați întors acasă? Am stat pe gânduri, am fost cu nevastă mea și cu băiatul și mi s-a propus acolo să rămân pentru totdeauna, dar n-am putut să fac treaba asta și în Franța, când am stat aproape 4 ani la Paris și n-am putut să fac treaba asta, din multe motive. Da, dacă nu se deschide parașuta. Te gândești la treaba asta? Se poate întâmpla să nu prefer să fiu invitat și încă ceva. O orchestră când te are de permanent, e al nostru și facem ce vrem cu el. Nu, e mai bine să fii musafir, vii, te servește cu o cafea, mai dă și câte o prăjitură, mai un par de nu știu ce și mai bine așa. E mai frumos așa. Eu am fost dirijor permanent și în Suedia, cu 10 ani, în Elveția, la Winterthur, o grămadă de ani. E foarte bine să fii musafir. Viața de musafir e foarte bună. Ați călătorit mult, mai ales în interesul artei. Am fost și în Singapore. Sunt locuri în care
de care v-ați îndrăgostit și în care vă place să reveniți? Mi-a plăcut întotdeauna orchestrele foarte disipline. Mi-au plăcut orchestrele japoneze, cu toate că sunt orchestre care n-au căldura orchestrelor europene. Sunt niște orchestre extrem de exacte, de perfecte. Sigur că pulsația și pulsația afecțiunii prin vene este alta acolo și alta la noi. Diferența între temperamentul slav și temperamentul latin este diferență. Între temperamentul chinezilor, am fost în China de multe ori, am fost și ca violonist în China de vreo două ori și am și dirijat în China. Extrem de silitori, extrem de silitori. Talentați dintre toți asiatici, cred că cei mai talentați sunt coreenii. Foarte talentați. Și au cheltuit o grămadă de bani pentru cultură și pentru muzică. Toți asiatici au cheltuit bani. Japonezii au făcut niște instrumente. Yamaha face de toate. De la creioane, bazine de not, trompete, tromboni, piane, tot ce vrei face Yamaha. Tot ce vrei, pantofi, tot ce vrei. Da, ca și chinezii. Le-au dezvoltat extraordinar. E o investiție până la urmă. E o investiție și în viitor. E o investiție în imaginea țării, și în imaginea instituțiilor. La cât câștigă. De exemplu, pleacă de acolo cu un leu și ajunge aici cu 10 lei. Ei câștigă un leu. Pe drum, toți aia care pe unde trece marfa respectivă câștigă de la 1 la 10. Vedeți? Știu că nu vă place politica deloc, dar aveți... Nu că nu-mi place. Sau nu vă place că este un lucru inutil. Cred că este un lucru inutil. Și în special în felul cum se face acum, cu interese și să câștigi bani în politică, este o inepție. Cum să câștigi bani în politică? Politica nu se face. Așa făcea Taichi Ionescu, așa făcea, știu eu, cine mai era pe timpul ăla. Asta vreau să spun, că nu vă place politica sau considerați inutilă, asta nu vă împiedică să aveți opinii foarte clare asupra ceea ce se întâmplă în societatea românească de astăzi. Eu nu cred că un om care a furat trebuie să se stea cum stăm noi acum de vorbă. Eu nu cred că un om care a asasinat sau care a dat cu cuțitul trebuie să stea să fie pus la îndoială dacă îl băgăm la pușcărie sau nu. Eu sunt de acord să fie pedeapsa făcută să se aplice la fel pentru toți care sunt de vină. Nu unul care are mai pilos, e băiatul lui Arcul de Triumf, nu, ăsta nu-i dăm decât două săptămâni. Nu se poate. Tot ce văd la televizor te oribilează, te scârbește pe românește. Dar asta înseamnă că sunteți pesimist sau nu neapărat? Nu, eu sunt optimist. Sunt optimist, dar nu știu, că nu văd lucrurile că merg spre reparație. Nu văd că lucrurile merg spre reparație, văd că lucrurile merg din ce în ce spre... reușește cel care e mai șmecher, reușește care e mai hoț. Cum e posibil să ai atâția un oraș ca Ploieștiul? De ce are prefectul în pușcărie? De ce are primarul în pușcărie? Pentru care mă? De ce am greșit când am ales? Sau care e? Nu înțeleg chestia asta. Îmi pare bine că am avut ocazia să vorbesc în fața publicului drag ploieștean, pe care îl invit la concerte și îi mulțumesc în tot sufletul că ține la această instituție și ține la cultură acestui oraș și la cultura acestei țări. Și invit cu toată dragostea, cu toată afecțiunea la concertele filarmonice, care din ce în ce vă asigurăm că o să fie din ce în ce mai bune și mai performante. Și eu vă mulțumesc tare mult pentru prezența la emisiunea din seara aceasta. Cu dragoste. Mulțumesc și să avem ocazia și în alte împrejurări. Cât mai des, cu atât mai bine. Mulțumesc mult încă o dată. Toate cele bune vă doresc. Și la fel și dumneavoastră, dragi telespectatori, până data viitoare, numai bine.